Să rămână dragi, bine v-am găsit, să trăiți. La mulți ani, la mulți ani. Bine, la mulți ani și vouă. La mulți ani. Datorii. Pe moși, l-ați văzut voi moși. Noi suntem cu moși de ăștia. A venit moșul la voi, ați fost cu mine. Nu, au fost ei la moși. Am fost noi la moși. Anul ăsta, în sfârșit. Gata, gata să vin și eu dacă ne... Exact. I-am scris, ți-a zis, i-am scris lui Vlad la 4 dimineața. Și am zis, bă, vreau să merg și eu cu voi. Gata, ce tare, plecăm luni. Păi lunea, mă, mâncat, tartata, lunea să pleacă, da. Așa s-a nimerit. Da, mă rog, da, așa s-a nimerit, așa s-a nimerit. E o experiență, cred că la orice vârstă e mișto experiența asta. Acum nu știu cine s-a bucurat mai mult, dacă ne-am bucurat noi mai mult sau copiii. A fost... Eu m-aș bucura dacă aș reuși să ajung. Noi ne-am bucurat enorm. Cred că adulții se bucură unor mai mult decât copiii. Da. Copiii se bucură la momente din copii. Și copiii se bucură într-un fel, adulții se bucură la altul. Copiii simt la maxim, frate. Și având în vedere că, eu repet întotdeauna, e cea mai frumoasă poveste pe care o trăiește un om în viața asta, e mișto să simt și emoția acolo. Așa e. Poate și ne doream de mult să facem chestia asta, dar uite că așa pe nepusă masă, că așa s-a întâmplat așa, anul ăsta. Da, așa m-am gândit și eu. Așa am plecat. Da, dar nu s-a putut. Da. Așa cum se pleacă, vrei să spun ceva? Așa trebuie plecat. Pe nepusă masă. Păi, brusc, da. Brusc. Am zis gata. Da. Teoretic, nu prea aveam timp de vacanță, cel puțin niciodată înainte de Revelion. Niciodată nu ai. Da, tot intrau lucruri și noi am zis, hai să mai facem și asta, hai să mai facem și asta. Copiii întrebau în continuu, când plecăm în vacanță, mergem la schi, mergem undeva unde e cald, anul ăsta, pentru că am vrut să-i surprindem. Și într-o bună zi am zis, eu am venit cu ideea și am zis, numai gata, mergem hai, la Laponia. Foarte, mai poate. Foarte bună idee, da. Bine, ți-am zis, ideea am avut-o și eu, dar n-am reușit să ne potrivim, pentru că sunt curse charter, înțeleg. Da. La anul. Și nu... Am înțeles că au avut una vinerea. Dar n-am mai nimerit-o pe aia. Eu vreau să fiu cu voi ca să ne distrăm. Să fim, da, te, da, da. Te și noi așa... ne-ar fi plăcut foarte mult. Dar câte zile se stă? Câte zile? 5 zile. 5 zile. Și câte zboară până acolo? 4 ore. 4 ore. Nu e departe. Nu e foarte departe. Dar e bine să te duci cu cineva să ai și ce vorbi. Asta să ai ce vorbi. Că e mai greu. Ok, am înțeles. Să stă restul de 4 zile ce faci de frig acolo. Uita la fonduri. Pusese și el atunci când a fost. Da, bănuiesc că dacă ai echipamentul potrivit așa cum și voi, cu siguranță l-ați avut. Da. Faceți față cu brio, chiar dacă sigur e foarte frig. Te obișnuiești din... Da, da, mi-am adus aminte de un story pe care l-a pus Fodor când a plecat și zice, băi, e 8 dimineața, e întuneric, dar vine să dăschi tot. Exact. Să lăsi două sticlă de vin. Știu că au fost și părinții mei cu sora mea. Dacă ești cu schiul și îți place să schiezi, nu este absolut nicio problemă, pentru că ești obișnuit cu costumul de schi și atunci nu ți-e frig. Corect. Important e să nu stai, că dacă stai, e gros. Bine, am avut mai multe leere decât aveam după cei pe pârtie. La noi se găsesc energizante așa mici ca să te încălzești. S-a găsit și la ei, să știi. Sau dacă ești obișnuit cu petrecere de la noi, de pe la Suicide, nu vă învârtă multe. Ușor, ușor te încălzești. Ați încercat și Sania trasă de husky, bănuiesc. Da, și de ren și de husky. Și a fost o experiență foarte frumoasă, cu totul. A fost într-adevăr un vis împlinit pentru toți patru și cred că a fost clar cel mai frumos cadou pe care puteam să ne-l facem anul acesta, să-l încheiem așa. Plus că ce an aventuros. Da, plus că cine ajunge în același an și la mijlocul pământului în Ecuador, dar și la cercul polar. Sper să trezește pofta de aventură. Încă o dată felicitări pentru tot ce ați făcut acolo. Absolut fabulos și presupun că ați primit de la foarte mulți fani mai vechi, mai noi. Trebuie să te obișnuiești tu acum cu statutul de vedetă, da, de persoană publică. Da, ușor, ușor. Bă, ușor, ușor, da. Îl duci frumos. Dar important e să nu te schimbe. E ok. Dacă nu te schimbă statutul ăsta, asta e cel mai important, știi? Că mulți, am văzut de-a lungul ăsta 20 de ani de când stau pe aici, cum încep să le viteze unii în care apar de două, trei ori pe la televizor, gata, nu le mai ajungi cu prăjina la nas. Și cred că... La mine nu e cazul. Exact. Eu știu ce înseamnă televiziune, că lucrez de ani de zile și știu... Da. Sunt și de partea aia și de partea aia. Și ai văzut și tu. Exact. Bine, încă nu se pricepe la partea cu pozele, cu persoanele care vin să ne roage să facem poze, pentru că ele așa... Păi da, dar faceți cu dânsa. Vine să iei aparatul să le faci tu, nu? Trebuie să rămâi tablou. Și mă pun eu să le fac. Nu, vină cu... A, da, stai că te-ai să fiu și un poză. Băi, vezi că e o întreagă poveste. Eu am rămas șocat, am mai povestit-o de 1 decembrie la celebrele petreceri. Am avut șansa, așa s-a nimerit să stau
perete în perete cu Alexandra Stan, care mai stătea cu o fată și cu încă o fată și cu încă un băiat. Și mă, ce-i la ei în cameră? Nu s-o supără dacă mă zic. Băiatul s-o ocupa de... deci era strict... pentru postări. Agentul, da, cum să pentru zic? Social media. Social media manager. Băi, săracul băiețelul ăla, că când ieșeam dimineața în balcon, salut vecine, salut vecine, era disperat tot timpul, căuta priză. E o priză, băi, e o priză. Deci pe lângă telefon avea cable, un dispozitiv, probabil da. Că voi știți. Baterie externă. Nu baterie externă, reflector de la. Proiector. Da, avem proiector și... de la... Ai, avem și noi, da. Avem și noi, da. Băi, nenicule, după aia mă uitam ce poze puneam eu pe Instagram și ce poze punea Alexandra Stan. Păi aia erau super profi, mă, că lumină și în mijlocul pădurii, nu știu ce. Omul săracul ăla, o baterie, aveți? O, da, o priză, aveți să-l încarci eu tot timpul, tătea să încarce. Eu am văzut chestia asta prima dată în Amsterdam. Am fost acum 2 ani, cred că, la o avantpremieră de film. Ajută foarte mult. Și eram la after party cu toți actorii consacrați, continuarea de la Game of Thrones, da. Acolo am ajuns noi. Și, da, erau beznă la acea petrecere, beznă. Și erau câteva persoane super cunoscute și mi-aș fi dorit și eu să fac poze, dar nu aș fi îndrăznit ce să-mi iasă. Cu blițul de la telefon eram toți așa și zic nu, nu, nu. Și până la urmă am văzut pe o tipă pe care o și urmăream pe Instagram, Nikki Tutorials, care face make-up și așa. A, o știu, da, e genială. Și când am văzut-o zic, Doamne, zic, asta este, mă duc și o rog frumos să facem o poză. Și am zis, zic, aș vrea și eu dacă se poate da. Să facem o poză. Și a zis, da, 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 imediat. John și nu știu ce și de nicăieri doi băieți cu câte două reflectoare și a ieșit o poză, deci cei că suntem în studio. Da, mă, ce înseamnă să ai grijă de imaginea ta? Nu lași nimic. Contează. Eu că mai nou stau și eu și cu telefonul, că l-am pe aici, aici. Când nu ești în poză. Mai cu o brichetă, mai pulpe. Bine, treaba asta unor poate deveni chiar și un pic obositoare, când deja... Nu? Băie, ce să faci? Pentru mine nu. Arta cere sacrificii. Eu sunt obișnuit cu asta, că asta am făcut toată viața. Păi da, da, voi sunteți doi. Asta e secretul, să fiți doi. Că eu, uite, eu dacă mă duc singur, mai trebuie să mai și beau, trebuie să mai și fac. Noi ne împărțim. Eu de cele mai multe ori cu mecla asta îi rog să mai stingă din lumină. Exact. Mai stinge un pic de la trăiția, că ies quasi monodat. Hai să vedem cât de bine vă cunoașteți. Hai de capul, deci nu se poate așa ceva. Nu? Ați mai făcut un test? Da, multe. Da. Tot insistăm pe testele astea și nu ies niciodată. De ce mă? Uite-o să iasă. Pe o scară de la 1 la 10, cât de obsedat sau obsedată ești de curățenie? 10. Cine? Eu? Nu? Fiecare răspunde pentru el. A, nu? A, tot 10. Pentru Giulia răspund. A, deci tu ești, nu? Da. Și mă trăiește toată ziua? Da. Da. Nu mă pot abține. Am această... Vine în casă, spune, este foarte... Uite ce mizerie e, deși a făcut cu două minute de înainte, a făcut... Cine te-a sunat de clasă? Da, da. Moș Crăciun. Moș Crăciun. A uitat un cadou. Moș Crăciun și prietenii săi. Da. Petrica, Petrica, stai bine. Da, Petrica. Da, da, da. Stai lucid. Stai. Deci tu ești... Deci cu două zile face curățenie, după două zile este dezastru în casă. Zic, băi, femeia, băi, cu curat în casă. E o casă în care stau 5 oameni. Nu poate să rămână în farmacie, păi da, normal. Nu cum, adică e imposibil. Ba da, se poate. E, se poate, da. Da, o casă locuită, n-ai cum, o casă locuită. A fost o mică injecție. Deci nu există, voi bărbații au această replică, e o casă locuită. Cum ai vrea să fie? Da, băi, cum vrei să fie? Ca la hotel? Nu e de... Da. Bă, da, crezi exact. Că mie nici nu-mi place unde văd țip. Nu că da, e frumos, da, dar da, pare mișto, impersonal e așa. Curat, bă, cum să fie? Stai să puțin nu... că nu suntem la spital. Exact. Să fie... Pare nelocuit. Mai ales când ai copii mici, bă, mai vezi o jucărie pe undeva aruncată. Dar e cumva firesc, știi? Adică nu trebuie să te... Dar mă rog, obsesia e obsesia. Dar e și frumos când e furat în casă. E frumos, te relaxezi. Eu nu zic să fie mizerie, dar nu. Doamne ferește, nu de murdărie vorbesc, dar de deranjul ăla minim al unei albazate locuite. Jucării găsești și în alea nelocuite. Depinde cine trece din când în când pe acolo. Tu, Vlad, ai zis eu sunt obsedat cu curățenia mașină, deci la mașină... Fetele sunt invers, fetele sunt în mașină cum sunt. Cele mai murdare mașini sunt alea de fete. Știi că aș păstrează curățenie, mă rog, mai găsesc prin ușă tot felul de chestii, de ambalaje, de... Că nu, da, coșul, acolo e coșul de gunoi, nu știi? Da, exact. Și îi zic, da, când ne dai jos, ia-le după tine și aruncă la... Da, la da, e greu. E greu. E greu. Da. 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 Uneori lasă după ce are... Nu, sau în spate. În spate, în dreaptă, da. Unde aruncă, unde ajung cu mâna. Nu e adevărat. La mine problema în mașină este cu hainele. Exact. Că am foarte multe... Da, tot timpul trebuie să am la mine. Ferească Dumnezeu. Și să-ți mai zic una. Nu stăm în oraș. Deci dacă are o săptămână unde are shooting-uri, chestii...
emisiuni și așa mai departe, la sfârșit de săptămână nu vrei să știi cât car din mașină. Deci nu ai idee. Bă, dar eu și de ce sunt? Că acum îmi dau seama că eu sunt bolnav psihic. Să zic la mine, în portbagaj nu există o scamă. Da, portbagajul este știu. Gol. Dar unde ții hainele, domnule? Gol. Pe ce haine? Nevoie am de haine. Dar de ce îl ții cu pentru ce îl ții cu nu folosești? Băi, gol, gol. Bine, îl folosesc când merg la drum. Și acum îmi dau seama de ce. Că eu nu vreau să audă niciun zgomot anormal în mașină. Ia o mașină sport fără portbagaj. Perfect. Bă, mai pune în filmul câte o cutie de apă, treacă și mai bea acolo. La o frână sau de dran. Ce-a făcut acolo? Ce s-a întâmplat? Nici mie nu place deloc. Bă, niciun zgomot. Da, mă rog. Dar întrebarea oare cine stă prost cu nervii ăștia care aveți problemă? Tu bă, sau ăsta ca noi care bă, poate să audă dic. Da? N-am nicio treabă. Bă, nicio treabă. Pe mine mă enervează. Ai găsit că n-am probleme de genul ăsta, dau muzica mai tare. Atât, e singur. Păi data nu vreau să audă niciun zgomot, că sunt super pactiat cu muzică. Sau eu am avut în mașină o jucărie de-a lui, am căzut-o undeva. Și de câte ori se mișca, aia făcea ting. Și tot ziceam când ajung acasă, o scot, dacă nu dau foc la mașină. Intram în casă, îți dai seama, de-abia aștept să ajung, intram în casă. A doua zi plecam la primul hop, ting. Uite așa m-a ținut vreo lună. Mi-a spus unul la spălătorie, o jucărie, să-ți dea Dumnezeu să-l dea. Am avut și noi din asta, am avut și noi din asta. Nu te-ai scoate de pe dedesubt. Cum se dă, dar acum începea să cânte mizeria aia. Dacă prinde între scaun și consolă, gata, s-a terminat. Ai nenorocit-o și norocul ăla la spălătorie că a scos-o deja fost. Hai că am pus doar o întrebare și am vorbit o jumătate. Cine se trezește mai târziu? Păi asta ce mai... E, cine? Hai. Hai, știu. Păi da, din cauza serviciului. Din cauza la servici mai devreme. Uite, să-mi beau cafeaua în liniște, de asta. Cine are mai multe ieșiri nervoase? Bună, Giulia, ce mai zici? Ce ai făcut? Hey! Bine, bine, la noi! Poți să zici ce vrei. Nu. Cine? S-a văzut oricum cine are mai multe ieșiri. Exact. Adică... Da, și din cauza... Și trec repede. Da. M-a văzut o țară întreagă, practic. Da, îmi trec foarte repede. Foarte greu mă enervez. Adică trebuie să se întâmple multe lucruri care să mă aducă în să se adune, da, să se adune. Aia mari, dar... În principiu, nu, mă calmez destul de repede și am noroc că Vlad mă calmează, adică știe, nu mă lasă să ajung acolo pe valul cel mai mare. La mine e regulă, când se enervează ea, nu mă enervez eu, că dacă mă enervez și eu, atunci... Bă, și cum încerci să o calmezi? Liniștit, o las pe ea să-i... Cum o calmezi? O liniștești așa, vorbești cu ea? O lași! N-ai altă variantă decât să o lași. 5 minute revenim. Atunci se schimbă treburile și gata. Cine este cocoșul în casa voastră? Opa. Cocoșul. La noi nu prea există asta cocoș. Sunt doi cocoși sau? Nu, sunt. Adică n-am fost niciodată. Nici eu nu sunt ăla care să zic facem așa. Adică nu sunt dictator, ca să zic așa. Nici ea. N-avem o... Când eram mai tânără. Tu? Acum m-am mai calmat. Dar era mai înfiptă. Voiai să fie ca tine, nu? Era mai înfiptă, da, da. Sunt scorpion, na, îți dai seama că îți dorești. Adică eu, oricum, am fost control. Nu știu cum e, că eu nu sunt scorpion. Nu, eu nu uită și nu iartă, asta e problema. E, da, atât, dar în rest avem multe calități. Da. Păi și Vlad, tu ce ești? Săgetător. La graniță acolo, 26 noiembrie. Coleric. Nu. Adică te aprinzi repede, dar te stingi imediat. Aia da, mă enervez și mă calmez repede, da. Da, da, da. În principiu, suntem cam acolo, pe picior de egalitate, în sensul că știm foarte bine să ne împărțim atribuțiile și atunci nu ajungem niciodată. Nu caută nimeni să aibă ultimul cuvânt. Fă ca mine, da. Trebuie să fie așa. Suntem o echipă și în viața asta de zi, și așa cum am văzut. Exact, s-a văzut și la... Uite ce vedem acum, cine duce gunoiul? Cine? Eu? Cine să vă eu sunt unul, eu mă impun. Am observat că bărbații au o problemă cu gunoiul. Sora mea, de cât ori roagă pe iubitul ei să ducă gunoiul, mereu bombăne și mustăcește. Eu nu duc niciodată gunoiul. Ce mă, de la Lego? Ce zic eu gunoiul? Mai duce și mă și voi. Bărbații au o problemă cu gunoiul? Da, mă, pentru că simți că duci o parte din tine. Ce mă? Da, că m-am spus. Dar cred că, de fapt, tata duce gunoiul cel mai des. Da. Uite, eu nu-l duc și eu, mamă, mi-e o târsă. Dar nu că aș avea un motiv, aiurea. Eu nu duc noaptea după înserat, că e, dacă duc noaptea din serat, nu e bine. Duci gurul, da. Bravo. Și cum mă trezesc la 4 în fiecare zi, mai cine mai duce gunoiul. Dar de ce nu e bine? Că ce faci? Duci sporul casă. A, duci sporul? Da. Vezi? Dar dacă aduc gunoi, aduc. Încearcă, să vedem. Dar mă duc să aduc. De la vecinul, auzi? Iertați-mi și mie gunoiul vostru. I-am tot adus. Mă duc până la câte vile, dată de milionă. Nu știți bancul, nu știți bancul acela cu, pentru cei care urmează să se căsătorească? Întreb, știi bancul cu Dugu? Nu. Dugu noiu. Asta e primul lucru pe care să știi. Ioana s-a trezit cu sudori. Cine cheltuie mai mult?
Cheltuie sau cheltuiește? Depinde. Cum se zice corect? Săgetătorii cheltuiește. Depinde. Depinde. Eu... depinde de ce? Știu. Nu știu, de eu n-am minte, de exemplu, când vine vorba de chestii pe care și tu le știi. Da, cu dărea. Cine cheltuiește mai mult decât tu știi? De motociclete și de accesorii și n-am limite. Doamne, de câte lucruri are nevoie unul care merge cu motocicletă. Eu n-am văzut așa. N-ai zice, nu? Pe cuvântul meu. Și tot timpul replica este, a fost foarte ieftin. Da. Cât a fost? Ieftină. Ce, 1500 de euro o geacă ieftină? Păi da, pantalonul 3000. Cât dai tu pe viața ta? Cât prețuiești viața ta? Exact. Nu? Exact așa are e. Dacă prețuiești exact viața ta, mult îți iei o geacă bună, să te salvezi. Pe de altă parte, când se suie cu mine pe motocicletă, îi place că e confortabil, are costum, comunicația, vorbim. Exact. Astea costă. Păi da, dar gentuța, cârligul, furtunelul, că n-au nicio legătură, sunt numai acolo ca să fie așa, da, să fie. Altfel te uiți, da, când e totul la linie așa, când... Bravo, deci, bravo. Atent, nu e mașină, motocicleta trebuie întreținută, cu cât îi dai mai mult atenție, cu atât de atenție ia ție. Uite mă, vezi, da. Mai vin, mai rog, zici că vorbești despre o femeie. Dar de câte ori ți-a rupt oasele motocicleta? 54 de ori. Ok. Păi n-am fost atent. Nu înțelegi? Și mie. Vezi cât ai iubit-o, ți-a rupt-o, de 54 de ori ți-a rupt-o. Ai cum o să întreg? Mai sunt câteva, dar ce crezi, îți soară? Nu, nu. Nici la mine. Tu te-am mă gândesc câte oase are omul, oase mari, cred că n-are 54. De câte ori ai căzut? Eu am avut una. Una și bună, în rest, pe aia n-am avut. Am bine, am avut la Enduro, mergeam la Enduro, dar astea sunt de-alea, de nu te lovești. Da, nu se pun, aia nu se pun. Dar tu numești? Tu numești pe motor? Eu nu. Doar pasager? Vrea pasager, dar ușor cochetează cu ideea, vă spun eu. N-am văzut eu un story cu tine pe motor sau nu? Deci, nu. Am zis că vreau să-mi iau permis pentru categoria A, doar ca să-mi arăt eu mie că pot să fac și asta. Iată cine e cocoșul. Nu, pentru că sunt foarte ambițioasă, în primul rând. În al doilea rând, am o problemă majoră cu faptul că nu aș fi în stare, nu știu să-i mut motorul când parchează în fața. Aia, cred că am văzut un story, nu am văzut eu ceva când l-ai încercat să-l mut sau și ai făcut o nefăcută? Da. Nu, el era acolo. El a scăpat motorul. Într-o dimineață m-am trezit cheaun, știi cum e când te trezești și sari în pantaloni și trebuie să pleci foarte repede. Am scos motocicleta și nu știu cum am făcut. A prăvălit-o. N-am fost atent, nu știu, știi cum e. Și a căzut așa. Și am dat drumul, s-a dus, poc. No. Păi de la un moment încolo nu mai poți să ții, știi? Nu mai poți să ții, care ai 500 de kg. Depinde de mai mult, depinde de motor. Da, ideea este că eu mi-aș dori să pot să mut motorul atunci când îmi blochează mașina și vreau să plec. Cu toporul, eventual. Eu drujbă tai și pe bucăți merge mai ușor. Acum am înțeles bine că se fac motociclete cu marșalier? Da, sunt, s-a făcut tot timpul și au fost tot timpul. Cele care și în războiul al doilea mondial au fost. A, înseamnă că stâmpit. Am venit și eu pe planetă. Cele care sunt foarte, foarte grele. Eu te înțeleg, foarte greu. Le dai spus pe asta. Dar n-au motocicleta mașerii. Au toate. Nu. Hai mă, că știam eu ceva. Toate astea grele. Dar voi sunteți și o comunitate, o gașcă a motocicliștilor, nu? Mulți. Suntem foarte mulți. Foarte unită și... Da, și n-am mai înțeles cum poți să ridici. Din ce în ce mai multe fete. Eu tehnic când o ridici, mai ales dacă e motocicletă grea, nu poți să o ridici așa. Pe asta zic, cum ridici 200-300 de kg? Auzi, dar nu înțeleg de ce sunt din ce în ce mai mulți motocicliști. Eu nu înțeleg. Că drumuri nu sunt, condiții nu sunt. Păi nu, motocicliștii sunt foarte drăguți. Față de 2009, când mi-am luat eu permisul acum... Pentru că ăștia ca tine ne omoară. Mie mi-e o teamă de motociclete în București, pe cuvânt. Și de asta le omoară. Vin de peste tot, nu sunt atenți, nu-i vezi, nu ai timp să-i vezi, merg repede. Sunt și motocicliști care merg foarte repede și care nu respectă sau merg exagerat de repede și fac o grămadă de chestii pe care n-ar trebui să le facă, dar din 2009, de când mi-am luat permisul prima dată, s-au schimbat foarte multe lucruri, în sensul că oamenii, șoferii în general, sunt mult mai atenți. Îți fac loc. Limita, da. Da. Eu, de exemplu, sunt genul care să accelerez motorul, să dea la o parte sau să claxonez. Cel mult, când e noaptea afară, îmi pun o fază lungă să mă vadă mai bine. Și mare motorul tău, e cât o mașină. Da. Cum să nu te vadă?